Pupici! Vă pup mult! Mult, mult! Bravo, bravo! Bravo, așa face băiețelul meu. Bravo, bravo, mama! Bravo, mama! Bravo, mama! Bravo, mama! Mama e deșteaptă! Așa, cum sunteți voi și ce faceți voi? Bună, bună, mai multe aprecieri! Bun! Sărut mâna, mari. Sărut mâna, vă sarut și eu, vă sarut. Pupici, mari. Bună ziua, bună ziua, vă iubesc mult, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Mi-a făcut acum unghiile cu un lac simplu, așa. Pentru că eu nu sunt sclava unghiilor, să stai 3-4 ore pe acolo și să te julească cineva pe pielea ta, pe carnea ta, pe ceea ce ți-a dat ție Dumnezeu și să, cum să spun, să pună un gel de la acrilic sau cum îi spune și să devii dintr-o dată cu ghiare. Ah, eu nu. Eu sunt ca fetele nobile din casa regală, simplu. Înțelegeți? Naturală de la bunul Dumnezeu. Așa, pentru că bunul Dumnezeu ne-a înzestrat pe noi femeile cu niște calități extraordinare și e bine să nu dăm banii pe vânt, la vânt. Și degeaba, bună ziua, ce frumos spui, bravo, bună iubita mea. Da, și nu sunt sclava genelor, sunt o fată de la țară în continuare. Așa, vă pup mult, pupici, mari, mari, mari. Gianina, te pup. Deci sunt aici pentru, nu știu, vreo câteva minute bune ca să vorbim de ceea ce voi vreți să mă întrebați. Dacă mă întrebați, eu vă spun, la sfârșitul lunii trebuie să plec în Germania, că iubitul meu trebuie să aleg între el și familia mea. Doamna Mantea, trebuie să pleci în Germania la iubitul tău pentru că nu îi o alegere. Pentru că dacă îl iubești pe soțul tău, va trebui, Biblia zice, să îl însoțești în drumul și în călătoria lui și să-i fii soță în alegerile lui dacă, Biblia zice, sunt bune. Pentru că nu cred că te duci acolo la plasat, la produs, la prostii. Bineînțeles că dacă alegerile lui nu sunt bune, trebuie să țipi. Să nu-ți bați joc de templul tău. Bun. Dar, ci că nu e o alegere. Pentru că părinții trebuie să fie conștienți că copiii se desprind. Iar copiii trebuie să fie conștienți că copiii se desprind. Și părinții, cum am spus, știu că copiii se desprind. Și vor merge pe un drum cu bărbatul și se va contopi și va fi un trup. Așa că nu-i problemă. Așa, dacă ai fost mai mămosă și așa, e ok să ții legătura cu ei, dar încet, 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 bineînțeles cu așa, tot respectul și aprecierea mea a început să îmbătrânești înainte de vreme de când ai venit în țară. Domnule Alex, sunt foarte bine, sunt un pic răcită, pentru că am spălat salate, pentru că sunt fată de la țară și le-am pus frumos pentru iarnă. Și atâtea le-am spălat și le-am aranjat și așa, dar sunt foarte bine eu. Așa, și că îmbătrânesc e un privilegiu. Permite-mi să mă înclin și mai mult să mă ridic și să-i mulțumesc la Dumnezeu că, iată, zi de zi, dacă ne trezim, e bine. E că Dumnezeu nouă ne mai are multe de arătat, multe de văzut. Așa, te ador, îmi zice Eva, ce să fac? Îmi zice Nicoleta, numai puțin, doamnă, ce să fac? Să mă uit la... Ai început să îmbătrânești, tot respectul, mulțumesc frumos, bună Viorica. Viorica, ești minunată, te iubesc, Ancuța, am început să fac rețeta de străbit. Foarte bine, trebuie să o continui prin disciplină. Anca, ar fi mai multe doamne așa în lume, ar fi mult mai bine, îmi zice Vistingo, la sfârșitul lunii și așa. Bun, mă gândeam că doamna respectivă zice ce să fac, Nicoleta mi-a scris ceva. Bun, de-aia am dat mesajele în sus. Vă ador, doamna Anca, bună ziua tuturor, așa te vreau naturală, bună, ce religie ești ortodoxă. Da, eu sunt o fată naturală, sunt o fată de la țară naturală, deci nu sunt cu gene, sfrâncene și alte lucruri. Mai puțin că văd mai bine cu ochelarii, ca să nu dau imaginea mare pe... Așa, numai puțin să ne uităm. Vă iubesc mult și vă apreciez. Ce pic la BAC? Dacă pici la BAC, nu nicio problemă, pentru că au picat și senatori și deputați și au picat direct în Parlament. Înțelegi? Ei nu au luat BAC-ul, dar au picat la dracu direct în Parlament. Poc! Și a venit unul din senator, poc! A venit unul europarlamentar, poc! Și ăia fără BAC. Așa că nu te preocupa, pentru că îi viață și dacă n-ai luat BAC-ul. Ok? Bun. Și sunt peste 100 de mii de tineri care anul trecut nu au luat BAC-ul. Alaltă, anul celălalt trecut, iar anul a luat 80 de mii. Stai cu minte, pentru că în România asta nu îi ținută de cei inteligenți și de cei care au BAC-ul și au facultăți și au mastere. România asta îi ținută de oameni care nu au școală,
ca mine, așa, și la rândul nostru avem câțiva oameni la muncă care sunt buni, educați, stăpâni, serioși și noi la fel, pentru că noi suntem cei care demonstrăm că facem pipi pe sistem la momentul bun. Că potrivit nu niciodată în momentele. Bună ziua, așa, bună ziua, ești o scumpă, te pup foarte mult, bună ziua, eu aștept pe fostul... Bună ziua, eu aștept pe fostul de 6 ani, nu mai venit. Nu îmi văd viața fără el. Daniilea, eu cred că e o glumă. Cum adică să aștepți tu un bărbat care de 6 ani nu a venit? Și ce vrei, să intri în menopauză? Ăla când vine, primul lucru care face, îți ocolește satul, localitatea și județul. Al tău ți-l ocolește. Pentru că îi dai frică la omul ăla. Omul ăla venea acasă mai repede dacă tu îți căutai unul să-ți o tragă. Ăla venea și păzea câte penetrări ai tu. De ce? Pentru că îl interesa persoana ta, dar tu nu ai făcut nimic vieții tale. Aștepți un martalog care nu vine și dacă vine, vine, dar nu pentru tine, bineînțeles. Și nu poți trăi fără el. Dar de 6 ani, ce faci? Îi zici că încă respiri la, în punga pe care mi-ai lăsat-o. Ca un aurolac. Și el vede asta, că asta e iubirea ta pentru el. Atâta de prostă ești, măi fată. Atâta de prostă ești. Păi să nici nu vină ăla. Îl rog frumos să nici nu vină, nu știu dacă mă aude. Să nu vină că n-are la cine. Mă înțelegi? Bun. Bună ziua, eu aștept pe fostul așa bun. Dumneavoastră, ce facultate aveți? Doamna Ana Boiciuc. Eu am făcut 2 ani la medicină la Carol Davila. Sunt asistent medical generalist, dar nu am finalizat-o pentru că am plecat în sănătate și am venit cu un copil. Așa, pe urmă am terminat liceul, am dat bacalaureatul, l-am luat la limba și literatura română, dar nu l-am luat la fizică. Așa. Așa, am mai făcut un an jumate de zile în... ca juridică, juridic în biroul Mihaela Letizia, care e avocat pe penal internațional, predă la studenți în Cluj. N-am, nu pot să spun, dar am citit mult și atâta, nu sunt o fată deșteaptă, dar am început să le iau și eu cum iau cum le ia românii pe rând. Așa. Acum nu le-am finalizat pe toate, dar sunt în ele. Da. Ești o scumpă, te pup, așa, îmi zice, încurajează mai, așa, Ancuța, dragă, dă-mi și mie urmărire, te rog frumos, îmi zice doamna Aniela, da, doamnă, suntem 5-5, cum e 56, te pup. Corect, bine zici, bravo, zice, te pup, Ancuța, oare intru poc și eu, femeie de serviciu, fără bac, doamna Luminița, acum, știi cum e, nu, omul care a spus, va fi la ăla, că oamenii fără bac nu mai pot trăi, înseamnă că în România trebuie să fie căzută din start, pentru că sunt 100.000 de tineri care nu au luat bacul. Anul trecut au fost 80.000 de tineri care nu au luat bacul. Și dacă nu au luat bacul, acei oameni, ei, cred că nu mai pot fi calculați, adică nu mai pot să fie nici femei de serviciu. Asta e un mișto, mă înțelegi? Pentru că cei din Parlament și-au finalizat bacul la 50-60 de ani și alții au murit fără bac în Parlament. Care îți conduc ție destinile, ale mele și a copiilor noștri, bunici, nepoți și așa mai departe. Înțeleg? Cam tot ăia sunt. Bun. Eu cred că îi momentul, după 32 de ani, după tot felul de diplome băgate pe la spate, cu tot felul de plicuri, cu tot felul de doctorate, să conducem noi. Noi, fără școală. Să vedem unde ducem noi România, noi fără școală. Zicea unul dintre miliardarii ai lumii, zicea eu când îmi fac firma, și firmele, repet, au oamenilor milionarilor care s-au făcut, au zis, eu am chemat la lucru pe cei mai puturoși oameni, cei mai leneși, cei mai parșivi oameni. Pentru că ăia, fiind atât de leneși, la lucru meu, da? Că dacă chemam pe unul inteligent, trebuia să-i plătesc inteligența, nesimțirea, ifosele, stând pe scaunul ăsta. Și atunci, zice, eu, la rândul meu, zice milionarul ăla, e milionar, dar dracule, că așa îi, au chemat, repet, pe cel mai puturoși, cel mai nesimțit și cel mai leneș. Pentru că ăia au găsit cea mai bună soluție la lucrul respectiv. Adică cele mai puține mișcări din cauza leneșigului. Pentru că ăștia cu școală ne încurcă pe noi. Foarte, foarte mult ne încurcă. Nu vorbesc de genii, că genii le sunt moarte și unele sunt chiar interzise. Așa. Și mai sunt unii care au 50 și ceva de ani și când auzi cum îi puric și ăia, și ăia, că sunt oamenii securității, că erau racolați pe vremea lui Pește Prăjit și ne urmărea nouă timpul liber, ai lehamite de ei. Așa. Bun. Așa că nu te preocupa. Dacă nu găsești de lucru, am eu nevoie de o femeie de servicii.
Așa, vă știu de mult, mă bucur foarte mult să vă văd și eu am profesional la 11 clasă și am servici și salar mare, mă descurc, bineînțeles, și eu m-am mutat în România și muncesc destul acasă. Vă felicit, sunteți isteață. Bună ziua, sunteți o doamnă minunată, vă pup. Deci am făcut bine că l-am înșelat, deci am făcut bine că l-am înșelat. Întotdeauna vei înșela pe bărbatul pe care îl iubești. Pentru că tu, ca femeie, pe cel pe care nu îl iubești, îl părăsești pur și simplu. Punct. Când o femeie zice, dragă, te părăsesc și tot îți spune, dragă, te părăsesc, păi, dragă, mă doare, dragă, eu sunt aici, dragă, tu nu mă vezi, mulțumesc, tati, pentru trandafir, dragă, cu nu știu ce, femeia aia încă ciripește, tu încă mai poți salva ceva. Îi dragă așa, dragă așa, din momentul în care nu mai zice nimic și o plecat și în momentul în care o plecat cu adevărat, cu haine sau ce ți-o lăsat la bună dispoziție, la ruși dracului la container, acolo nu mai e nimic ce face. Când auziți femeile că plâng, când auziți femeile că au nevoie, când auziți că femeile cerc, așa, ele încă țipă. Ca tu să le auzi. Ca tu să le îndeplinești dorința și să le auzi păsul, durerea. M-ați înțeles ce spun? Așa că din momentul în care nu mai zic nimica, ele nu mai pot fi găsite acasă ca trup, ca persoană. Și te bați de doi pereți. Așa. Bun. Îmi spune că îi pasă de mine și nu vrea să mă piardă, dar abia răspunde la mesaje și vorbește sec, pentru că tu înțelegi că nu ai nevoie de mai mult. Pentru că tu înțelegi, făcând asta, că îl forțezi la 50 de mesaje, omul trebuie să-ți răspundă că da, mă, liniștește-te că nu te las. Da, dragă, eu nu te las pe tine, eu pe tine te iubesc. Dar tu ai răspunsul. Că dacă n-aveai răspunsul, tu ai răspunsul de 10 ori, de câte ori el îți spune asta, pentru că el îți repetă. El nu simte nimic să-ți spună în plus. Că dacă ar simți ceva să spună în plus, ar zice, scumpă, permite-mă să mă așez așa. Te rog frumos să te îmbraci în 5 feluri de rochițe, de pantofi și așa, pentru că vreau să ies la plimbare. Și tu te îmbraci așa, te faceți, poate faceți dragoste, poate nu știu ce, domnul dracului plimbare. Dar modul cum el te abordează, modul cum tu îi explici lui, modul cum vă dăruiți când sunteți voi, când tu primești același mesaj, da, dragă, eu te iubesc, stai cu minte la 50 de mesaje, da, dragă, te iubesc, da, nu mai insista că eu te iubesc și nu vreau să te pierd. Deci tu ești pierdută, pentru că tu în sufletul tău ai întrebări. Că dacă tu ai fi bine cu el, tu n-ai avea întrebări. Mă înțelegi? Și el, la rândul lui, mai mult te lasă decât te ia. Dar tu nu te-ai prins de asta. Păi eu nu i-aș mai trimite un mesaj nici să-mi puște oasele. Pâș, cu tije. Pâș. Pe cum să trimite un mesaj? Ca ce? Pe dacă ai trimis la un om un mesaj, e ok. Nu-i păcat. Dacă l-ai trimis al doilea și al treilea, înseamnă că ai o problemă cu tine. Și nu te ajută nici psihologii și nici psihiatrii. Pe cum să-l persecuți tu pe omul ăla și după 50 de mesaje să zică, păi știa dacă stai cu minte, băi, nu te omor, că eu te iubesc, băi, eu la tine mă întorc. Să-ți fie rușine că e chestia de tine, nu de el. Mă înțelegi? El, normal, are altă animație și nu-i și tu, tătă. Așa, bună ziua, zice, ce părere aveți despre faptul că fosta încă îl caută pe partenerul meu, dar el nu o bagă în seamă? Măi, Ana Boiciuc, fosta ta îl caută pe al tău pentru că tu nu știi că el o bagă în seamă. Eu am trecut prin asta. Nu-mi spuneți mie așa ceva pentru că eu am trecut prin asta pentru Dumnezeu. Fosta are putere pentru că iubitul tău actual i-o dă. Punct. Deci nu le gândi altfel, n-ai unde să mergi cu problema ta, că ți-o spun eu că am trecut prin asta. Ia tu, apucă-te și scrie, dragă, trimite-mi ultimile mesaje cu el în ultima lună și demonstrează-m că el într-adevăr nu ți-o scris nimica. Și îți demonstrează că vorbesc pe ascuns, îți demonstrează lucruri de te dore capul, pentru că fosta nu te-ar deranja dacă el și-o încheiat bine trecutul. Dar el nu și-o încheiat bine trecutul, el ca trup, ca suflet, ca senzații, ca wow, îi aparține fostei. Că dacă fosta deranjează și pe el, e pentru că el îi permite acest lucru, măi, fată, măi. Punct. Aici nu mai e nimic de făcut. Cine are vină? Aici, el. De ce are vină el? Pentru că o caută fosta. Nu că e nebună, nu că nu știu ce, că așa îmi zicea și mie în Spania. E bolnavă, e îngrezoi, că e drogată și așa. Adevărat că e nebună, adevărat că e drogată, adevărat. Dar femeia când a venit mi-a arătat mesaje. 1, 2, 5, 7. Din ce? Which day want to see? Care zi vrei să o vezi?
Ok, last 5 days. Nu. M-am gândit în urmă cu 5 luni, e dracu, am fost cu el și așa. După corp trimitea mesaje. L-am lăsat cu trefosta. Fosta nu vă caută decât că el îi permite. Aici e un vinovat. El. Atât. N-ai tu treabă cu fosta. Dacă poți să bei o cafea cu ea, îți garantez că e cea mai bună din viața ta. Și nu vă certați pentru un martalog. Ce-ți faceți cu el? Pentru că te-a încurcat și pe tine, l-a încurcat-o și pe alaltă. Pe fosta nu o lasă, așa că tu pe tine te ține ca aia să fie mai, mă înțelegi? Mai sexy, mai wow, mă înțelegi? Bun. Cine îi devine aici? El. De ce îi devine el? Că nu a rupt legătura cu fosta. Fosta vine și are putere, pentru că el o dă. De câte ori vine fosta? De câte ori el scrie pe la spate. De ce scrie pe la spate? Pentru că îi se fâlfâie de tine. De câte ori îi se fâlfâie de tine? În orice zi, în orice moment. Ce ai tu acolo? Nimic. Ce trebuie să faci? Să lași. De când? De ieri. De ce de ieri? Pentru că dacă faci lucrurile de ieri bine, astăzi ești liniștită și astăzi nu poți să fii liniștită că ai zeci și sute de mii de întrebări. Și numai fosta ți le răspunde de răspunsul. Atât. Punct. Îl întreabă, zici, dragă, i-ai scris mesajele la fosta? Da sau nu? El dacă zice da, păi nu, că am scris două, trei. Ele vreau să le văd. El nu-ți arată. Și mergi la ea. Sau te pui în genunchi și zici, Doamne, tu ai făcut lumea, pământul și ai putere în cer, pe pământ și sub pământ. Adu-mi-o pe fosta la ușă. Cum m-am rugat eu și mi-am adus-o la ușă. Și am zis, ok, come on, show me. Și mi-a arătat. Și a ieșit cu el, cu tot, împreună. O să zici, păi da, că ea vrea să vă desparte și așa. Îți e năcazul de pe cap. Boala, cancerul, suferința. Atât, acolo nu-i luptă. Când trebuie să aleagă el între tine și una, zici, mă, te rog frumos să o alegi pe aia. Pentru că omul care mă iubește nu va trebui să aleagă. A urgent să o iei pe aia și te duci înapoi, mă, du-te înapoi. Du-te înapoi. Continuăm. Corect, ai dreptate. Îmi zice azi, în ziua de a te pup și îți doresc o zi minunată. Bună, ești frumoasă și deșteaptă și așa. Sunteți foarte frumoasă. Ce rochiță mișto ai. Nu în rochiță. Sunt în... O pereche de pantaloni. Vai, prima dată vă prind pe live. Bine le mai zice. Îmi zice doamna Elisabeta, scumpă, te pup, îți dau urmărirea. Ai 78, 1079. Îmi zice, bravo, felicitări, perfecte relații. Sunteți foarte directe. Așa, te pup din pat. Anca, eu am avut câteva întâlniri la psihologi și am pierdut bani, dar n-am înțeles nimic cu ei. Da, să vă explic cum e treaba cu ei. Merg pe jurământul rupește prăjit, adică să te ia ușor și așa mai departe. Viața ei nu știu că ție ți-a fost foarte grea. Înțelegi? Și tu la năcaș, la foarte mare năcaș, te-ai avut pe tine însăți. Ei nu spun adevărul în față, pentru că lor le trebuie episoade. Și după episoade, tu o iei razna că n-ai niciun răspuns de la ei și ei la rândul lor, zice, doamne, Vasile, da? Că la psihiatru. Da, pe ce n-am una, ia o și tu, un picuț. Ce-ți vă cu ea? Pe tot ia o și tu mai departe, da. Și pe urmă, ăla, că e psihiatru, așa, îți face un pic de rețetă. Mă înțelegi ca să te ducă mai departe. Și nici una nu aveți nevoie de așa ceva. De ce aveți nevoie? De adevăr. Da? De câte ori voi fugiți de adevăr? În orice zi. Și când vă ridicați din pat, repede îi scrieți la iubii. Nu o să-i scrieți, Doamne, îți mulțumesc din suflet că m-ai trezit în dimineața asta. Dumnezeu e singurul fir care nu se rupe niciodată dacă te ții de el. Punct. Tu iubi, tu ești în depresie de când te-ai trezit. Dar tu nu mergi la psiholog să zici că ești în depresie de când te-ai trezit. Tu mergi acolo și zici, sunt criticată, umilită, blamată, nu-s băgată în seamă, cred că am depresie, nu pot să dorm, nu știu ce, nu știu cum, înțelegi? Tu mergi acolo cu figuri. Înțelegi? Și zici, orice nu faci bine sau așa, nimic nu faci bine. Clar. Dacă te trezești dimineața și primul lucru care faci când deschizi ochii, intri în telefon, nu o să te gândești înainte să deschizi ochii, să zici, Doamne, imediat deschid ochii și sunt bine, sunt în pat, sunt așa, am copii, am asta, am asta, am asta, dăm putere, dăm așa, așa. Dumnezeu face minuni, minuni. Dar tu te gândești de ce fraierul ăla nu te sună. Înțelegi? Care ar trebui să ții minte numele lui. Că nu a venit pe lume cu tine și nici tu n-ai venit pe lume cu el. Nu, ce am zis de rău? Și mergeți acolo la psiholog, stați acolo ca Sharon Stone la instinctul bazic așa și să vă simțiți vedete și când se termină ceasul, intră alta. Mai deșteaptă ca voi, așa. Tu zici că ai probleme, dar aia are mai mare. Și tot așa vorbiți, vorbiți.
Psihologii, păi ia banii. Un om serios, eu sunt un om serios care vă spun, mișcă-te și lasă dracului lacrimile. Omul ăla nu scrie. După el vine unul care ți-o dă mai bine. Stai cu minte, șt, du-te mai departe, șt, plângi mai departe. Nu plânge pe la birouri, nu plânge pe la tot felul de întâlniri, tot felul de programări. Vă programați ca să plângeți pe scaun la om. Că nu știți ce vi s-a întâmplat. Eu m-am despărțit pentru că m-am făcut martor de Jehova. Mă, obligatoriu ai. În fine, tu te-ai despărțit, ok, pentru că măi, ele, ela. N-are nicio treabă martorul lui Jehova cu nu știu ce și bipolarul cu peștii. Deci treaba e în felul următor. Tu te-ai despărțit pentru că tu, în general, ești un pericol pentru oricine ai fi în relație. Pentru că pe de ăsta zici că te-ai despărțit pentru Jehova. Pentru altul zici că te-ai despărțit pentru bivolarul. Pentru altul și așa. Deci tu ești un pericol pentru tine. Dar de ce nu zici de Dumnezeu? Mă înțelegi? Poți să-i schimbi numele în toate felurile. Dar bivolarul e o sectă, ălălalt e martorul lui Jehova, e altceva. Eu nu am treabă cu astea. Dar despărțirea. Tu te duci la Dumnezeu cu un sacrificiu că îl faci pe unul să sufere. Dimpotrivă, poate vrea să sufere cu tine în acea sectă sau în acea religie. Pentru că Dumnezeu când a venit pe lume, pe pământ, pe aia asta, nu a venit ca să facă religii, secte, bivolaru, șerp și animal. A venit pe pământ ieri ca să facă o relație. O relație. Înțelegi? O relație. Tu nu poți să zici, te lăs Vasile Grigore pentru relația cu nu știu cine. Stai că nu e așa. De unde v-ați luat bluza foarte faină? O am nu știu de câți ani. Îmi zice, ia, eu ce fac? Că n-am bani. Dacă tu zici că nu am bani, nu am bani, nu am bani, banii nu o să-i ai. Dar dacă tu zici, am bani, cheltui bani pentru că banii îmi vin pentru că îi merit. E altceva. Bun, am și eu o bluză exact la fel ca a dumneavoastră, îmi zice doamna Diana, doamna scumpă, vai scumpă, eu am cumpărat-o asta din Madrid și îmi pare rău pentru că era pe toate culorile, era roșu, alb, verde, dacă știam cât sunt de frumoase, îmi luam pe toate culorile, aruncam o bucată de o relație cu noi înșine, bineînțeles, contează ce este în sufletul tău, nu religie, contează ceea ce faci, contează ceea ce inițiezi, contează în ceea ce tu investești ca om, ca persoană, asta contează, mă înțelegi? Că dacă crezi că altceva contează, greșești. Contează ceea ce tu faci, ceea ce tu investești, în binele care îl faci, cum te dăruiești, cum ești tu. Bună, Anca! Îmi zice, după câte am trecut eu, o faceam dacă mă duceam la psiholog. După câte am trecut eu, ce făceam dacă mă duceam la psiholog? Nimica! Eu cred că mult mai bine ești acum decât să mergi la un psiholog ca să spună psihologul ce? Ai avut traume de mică, de abandon. Dar dracule, că de câte ori te-ai putut abandona tatăl și mama ta odată? Păi dacă pe urmă m-a preluat bunica și bunica m-a iubit. Corect! Dacă stai și te gândești și pui cap codă, cap codă, cap codă, tu vezi că toate praf, chiar și durerea și așa, au fost îngăduite de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te-a pus în aceste lucruri, Dumnezeu te-a scos din aceste lucruri ca să-L mărturisești. Pentru că când tu permiți ca întunericul să te acapareze, să te acapareze, să te acapareze, da? Tu, la rândul tău, nu mai vezi nimic. Și tu nu mai ești bine nici cu tine și nu mai ești bine nici cu oamenii de lângă tine. Și atunci introduci singură, cum ar veni, deci așa, tu singură, într-o mociră. Și nu poți să respiri decât cu nasul și nici măcar să auzi. Stai cu minte, mergi mai departe, lasă psihologie. Să stai acolo singuri. V-ați mai întoarce vreodată la o persoană din trecut dacă acea persoană vă arată că s-a schimbat. Doamna Romina, eu cred în schimbare, pentru că eu cred că și eu față de o persoană m-am schimbat. Eu cred. Dar când vine de a doua oară cu aceeași problemă și maxim a treia oară, tu trebuie să știi că nu îi vina ta. Că nu mai îi vina lui că-l ierți. E vina ta. Pentru că tu nu ai învățat lecția. Pentru că ciclurile astea se repetă pentru că tu permiți. Ce crezi că e dulce cu persoana din trecut? Nimic. De ce crezi că sexul cu persoana din trecut e mai dulce? Să uite la tine ca la o străină. Nici nu sunt sigur care cum ați terminat. Pentru că sunt multe întrebări. Pentru că ce ai lăsat și ce vrei să faci după aia, că e târziu, e degeaba. Degeaba. Și n-ai ce să faci. Te învârți într-un cerpicios crezând că tu poți să repari, crezând că tu poți să nu știu ce, nu poți să faci nimic. Trebuie să te eliberezi și în primul rând ca trecut, ca minte
capaci ca să vină omul nou vieții tale, că Dumnezeu niciodată nu rămâne dator și Dumnezeu știe și îți trimite un om bun în condiții serios care să îți îngrijească rănile provocate de fostul. Păi dacă s-a schimbat, ce s-a schimbat? Da? Că dacă l-a lăsat cu 6 centimetri, nu vine cu 12. 100% nu. Așa, iar dacă l-ai lăsat obraznic, nesimțit, incisiv, cu un miros și un dinte în gură, vine la fel de obraznic, la fel de incisiv, cu un dinte în gură. Ce? La ce schimbare credeți voi? Tu te-ai schimbat, că dai mai mult! Și omul are nevoie de mai mult, pentru că crezi că tu ești vinovată. Nu e așa. Mișcă-te și lasă trecutul, că ai fost în trecut. V-ați mai întoarce? Nu! La mine s-a stricat relația după a treia naștere. Irina, tu ești mai bogată ca mine de 2 ori. Și să spun și de ce. Pentru că ai 2 copii. Nu s-a stricat nimic. Tu ești o femeie extraordinară. O mamă extraordinară ca și mine și ca toate celelalte care acum ne privesc și mă privesc. Da, a treia naștere e de 3 ori durere, de 3 ori iubire și de 3 ori vindecare. Problema e că tu nașteri mai poți face încă 6, încă 3 în plus, să fie 6, dar tu nu mai poți cu el. Pentru că el, deocamdată, nu te lasă să dormi nicio noapte, nu înțelege ceea ce tu simți în niciun moment, trebuie să le faci pe toate și atunci, încet, 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 el nu vede că tu, la rândul tău, te stingi. Te stingi. Te stingi. Copiii vor animație și tu nu mai ai de unde să le dai. Bărbatul vrea mai multe reproșuri decât să ajute și tu ești singură. Mă înțelegi? Și trebuie să faci este să roși pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e putere și forță. Nu bărbatul, că dacă bărbatul era bine, nu ziceai că sunt probleme în relație. Sunt bărbați care nu îi mai interesează. Mă înțelegi? Ei cred, a, pe ea mi-a făcut un plod, ea mi-a făcut un copil și așa, așa, și până mă duc să mă întâlnesc cu prietena ei, vezi tu pe cine aduci în casă, sau cu vecina, sau cu nu știu cine. Mă înțelegi? Ei cred că dacă se comportă urât cu noi, femeile, cu voi femeile, ei la rândul lor au mai multă libertate acolo și pot să o dea mai bine în celelalte părți. Nu. Când aflați lucruri de acest gen, trebuie să aveți câțiva martori să puteți demonstra la copii. Pentru că bărbații sunt obraz de necinstiți unii. Bineînțeles, de unii vorbim aici. Nu generalizăm, n-am nevoie de discriminări. De unii vorbesc. De situația acestei doamne care mi-a pus întrebarea. Așa. Și trebuie să înregistrez tot, tot. Cum s-a întâmplat între Amber și Johnny Depp? Și acolo, numai de pe voce și anumite imagini și poze, s-a aflat adevărul. Și tu, la rândul tău, trebuie să vezi când soțul țipă, vorbește urât, te prăznește, așa, când tu nu ești mulțumit. Câteva înregistrări să ai. Copiii, când sunt mari, trebuie să înțeleagă de ce i-ai ales pe ei și nu stresul care vi-l face el vouă. Pentru că tu zici, apă, nu vreau să-l separ pe tata de copil. Lasă-le, dracul este, măi fată, că este nu țin de nimic, nu țin nici de foame, nu țin nici în vagin, nu mai țin este, că dacă îl bagi acolo, îți mai dă un copil. N-ai ce să faci acolo, nimic, îi spui, măi omule bun, te rog frumos să citești cartea circulației, Biblia. Noi suntem trei, cu mine și doi copii, patru și așa, și te rog frumos, după ce ai citit cartea de circulație, îți deschid ușa. Iar dacă cumva ești pe proprietatea lui, te duci. Și zici, când citești Biblia și eu când îți spun zi la Psalmul 205, ce zice acolo? Femeia trebuie să fie respectată, femeia ajutor potrivit pentru femeie. Ce zice acolo? Aia, aia, aia. Și lasă vină. Și atunci ai schimbat. Dacă nu, n-aveți ce face cu el. Domnul Gavril, mulțumesc pentru trandafiri. Așa. Mai mult trandafiri, nu știu ce e acolo. Govirlicocat. Nu mai știu. Doamne, la tine nu s-a stricat nimica. M-ai înțeles? Bun. Tu le strângi dacă mai stai acolo. Vă dau și eu, am una la fel din Dubai, te pup Ancuța, Dumnezeu nu a venit pe pământ, a făcut pământul fără nicio religie. Corect. A venit să facă o relație. Mulțumesc, domnule Gavril. Doamne, scrie, uite, un bărbat frumos, dar Gavir Lalitic. Ce, au un nume foarte ciudat acolo. Eu am numele meu natural de la Dumnezeu, care mi l-a dat Dumnezeu, care o ales pentru mine. Viorica Ancuța Cârcu. Ata tot. Eu nu sunt cu șmecherul, cu trandafirul, cu nu sunt cu șarpe, cu tot felul de nume de astea. Că nu le meritați. Meritați să vă treceți numele lui Dumnezeu. E din frână, dar are doar neagră, așa și
Mulțumesc, da, Georgiana Doiana. Așa și ai fost întresă, dar el a pus stop și i-a spus că să nu mai îl deranjeze. Nu eram de față, l-am auzit. Păi, nu eram de față, l-ai auzit. Măi, fată, a mai vorbit cu el? A mai vorbit cu ea? Cu fosta spunându-i, auzi, nu mă mai deranja? Măi, copilă, ești în pericol. Deci tu ești singură de mult timp. Și nu pentru că fosta e o praznică. Tu ce crezi că fosta vine ca ce? Ca ce crezi că vine? Vine și zice, ah, păi, am prins un bărbat extraordinar și fosta vine. Lasă-i la fosta. Urgent și cu grăbire. La fosta. Ăla e cel mai bun lucru care poți să-l faci vieții tale. De ce crezi că fosta dă târcoale? Dă târcoale pentru că el îi dă putere. Îl stresa, auzi, da? Îi stresa și asta înseamnă că tu trebuie să faci dublu, triplu și în locul ei, da? Să-i scoți stresul. Da, n-ai, nu gândești. În fine, eram în casă, el afară. Dar de ce nu era lângă tine? Pe interfon! Mai fată, nu ți-am răspuns de când m-am născut. Da? De când ne-am despărțit, nu ți-am mai născut. Nu ți-am mai răspuns. Bun. 1, 2. Sunt cu soția mea, iubita mea, viitoarea mea soție. Bun. Ce îi ceea ce vrei? Zic că te auzim amândoi. Apoi eu eram în casă, el era afară. Ți-ai răspuns la întrebare. Un bărbat serios. Pe sacii lui, ăia grei, care e un sac și pe urmă o țăge. Pe sacii lui, dă telefonul pe interfon. De 10 ori sună, de 10 ori dă pe interfon, pentru că el n-are secrete față de tine. Bun. Și nu mai scrie despre aia, pentru că ești în pericol. Pentru că vrei să fii. Vă place pericolul, vă excită. Așa, doamna Dana, zice, vă dau urmărire că așa, doamnă, și eu v-am dat, amin, amin, și să, așa, aveți dreptate, singura trebuie să te educi, nu psihologul ăla te toacă de bani. Bineînțeles, doamnă, pe ce să cazi la psiholog? Mergi la psiholog, îți dau urmărire, doamnă. Mergi la psiholog ca să spui, Doina, mulțumesc, Blonda, mulțumesc, Georgiana, mulțumesc, pentru trandafiri. Doina 10, trandafiri. Ce să cazi la psiholog? Merge acolo la psiholog, bună ziua, eu, Blonda, mulțumesc. Mulțumesc de trandafiri. Govir, să schimb numele, te rog. Că îmi place de tine, dar nu-mi place numele. Așa, continuăm. Asta e părerea mea. Să țineți cont de ea. Ești foarte deșteaptă. Așa, m-am despărțit de soțul meu pentru... Mulțumesc pentru trandafir, domnule Gavirlat, 47. M-am despărțit de soțul meu pentru alt bărbat. După 5 ani ne-am împăcat și ne e foarte bine. Morala? Si. Bun, am înțeles. După 5 ani ne-am împăcat și ne e foarte bine. Pentru că ce se întâmplă, doamnă? S-a dus din floare în floare și a văzut că nu rezonează din punct de vedere a relației, a intimității. Tu nu ai făcut lucruri extraordinare să-i bați, să-i rup ușa, mașina, la fosta sau la actuala care el o are. Și atunci el a știut că tu meriți locul și le-a liberat pe toate cele care le avea în față și ți-a dat locul care îl meriți. Pentru că multe femei rămân serioase, puternice, înfipte și nu fac rău. Pentru că tu, fată, Adina, doamna Adina, tu ai sacrificiu, tu ai înțeles. Asta nu înseamnă că n-ai plâns. Că ai plâns în sufletul tău, în liniștea ta, dar n-ai mers să trimiți mesaje că e disperată. Și asta l-a făcut să se întoarcă. Și te rog frumos să-mi scrii că e așa. Te rog frumos să-mi scrii, Adina. Corect. Și de asta ei sunt toți la tine. Că dacă tu făceai prin disperare, uite, de exemplu, bărbatul ăla și-a refăcut viața cu o femeie, ce că fosta tot sună. Sună pentru că fostul îi permite. Și așa mai departe. Tu nu vezi, Adina, că tu nu mai ai probleme cu fostele la care el a fost așa, pentru că el a fost foarte corect cu venirea lui. Te rog să-mi scrii, Adina. 1 Adi. Bună, ești foarte deșteaptă, e o plăcere să te ascult. Bună dimineața, Târfo. Mulțumesc frumos. V-am dat urmărire. Bună ziua, mă bucur să vă văd. O femeie puternică, sunt sătură de lașitate care plâng după fostul. Și așa, bravo, vă dau urmărire. Bună ziua. Doamne ferește, așa este, așa ceva mai rar. Îmi zice, bună, bună, să fii respectată și așa, îmi zice, Javro, dă-mi moderator Ancuța să dau pe mut pe cei care te înjură. Îmi zice Mira, nu știu cum să dau moderator. Crezi că e iubire între soț și amantă dacă ai familie de 12 ani și amanta de 11? Crezi că e iubire între soț și amantă dacă ai familie de 12 ani și amantă de 11? Doamna Violeta, tu trebuie să știi că de multe ori ai fost, ești și vei fi bolnavă doar din cauza că
prin intermediul lui, a bărbatului pe care îl împărțâți, îți vin boli și probleme și e posibil tu, nu ea, să ai în viitor sau curând cancer. Din cauza stresului, neîmplinirii, acumulărilor și așa. Ceea ce trebuie să faci este să lași. Că dacă nu lași, praful și pulberea se alege de tot. Nu doar de tine în special, ci de toți trei în general. Așa. Pe urmă, crezi că e iubire între soț și amantă? Păi bineînțeles. Soțul tău o iubește pe amantă mai mult decât te iubește pe tine. Pe tine nu te lasă din cauza unor lucruri ca probabil imagine, probabil nu știu ce aveți voi împreună și așa. Cine-i șefa, de șefa vieții lui, ea. Și tu știi asta. Așa, și pe urmă, dacă în familie, deci de 12 ani și a rămas de 11 ani, și problema e că de ce nu a venit la căsătorie și ea? Pentru că e în același moment. Tu nu-ți dai seama că ești în pericol? Nici măcar nu ți-au trecut ea 3 ani de miere și pe urmă să ducă dracului la alta, nici măcar nu au trecut câteva luni și și-o tras în una și tot nu te-ai prins. Că nu ești valabilă, doamnă. Punct. Și eu nu te pot ajuta aici, pentru că tu nu vrei să te ajuți. 11 ani, bine. De 12 ani căsătorită, bine. E iubire mare de tot. Dacă ai ști, ți-ar fi greu să dormi noaptea. Greu de tot. Și eu nu înțeleg, îl vezi că vine și ce se întâmplă. Eu n-am înțeles nimic. Bărbații străini, măi, femeie, dragă Violeta, să o omorau, să împușcau în cap pentru femeia română. Și tu ești femeia română, româncă, care sunt sute de mii de oameni care dacă te pui liberă, și nu-i mai urmărești la ăla penetrările la mantă, tu nu-i mai urmărești la bărbatul tău penetrările la mantă, tu ai cel puțin 15 pe listă. Cel puțin pe listă. Și alegi ce vrei. Next. Următorul ăsta, nu next. Tu ești în depresie. Tu ești deja pensionară. Numărând soțului tău penetrările. Așa, continuăm. Îmi zice, ca și sfat, nu schimba amantul, ești o scumpă, Violeta, normal că este ceva de atâta vreme. Cum dracu ceva de atâta vreme? Măi! Fetelor! Îi ceva când un bărbatul, că bărbatul care îți stă în casă și o trimis fără să meargă fizic, cu piciorile, cu corpul, psihic, i-o trimis un mesaj la o femeie, e mai intim decât s-o dus-o de ea. Cum vreți voi? Capră 69, cum vreți? E mai intim să-i vezi mesaje decât să-i vezi călare. Da, pe 11 ani, care e numai acolo. E numai acolo, în Savarină. Și nu-i nimic. E numai acolo. Îmi zice Panaramo. Așa este, se trezește singur, foarte bine și bine vorbiți. Am încercat și eu cu terapeut, dar tot de tine personal depinde orice situație. Bineînțeles, doamnă. Trimit pe Vadim la tine, nu la toți, este un caz fericit, așa este. Crezi că e iubire între soț și amantă dacă ai familie de 12 ani și așa am răspuns. Alo, curvo, ce faci, spaima? Nu trebuie să dai valoare altora, îmi zice... Să fiți sănătoasă, doamnă, care crede că e tot una să ai grijă de nervi altora să se mai gândească. Respect masive dumneavoastră de la Botoșan, domnul Costel, vă salut. Continuăm, o femeie care știe ce vorbește, tot respectul meu, frumoasă doamnă. Fă-mă moderator, Anca. Nu știu, doamnă, cum să te fac moderator. Nu, ești aici, cum să te fac moderator? Administrare, prieteni, cum fac? Raportează fără sunet, blochează, adaugă moderator. Te-am adăugat! Nu știu ce am făcut am. Continuăm. Nu-i nimic bătut în cuie, s-a întors că a fost mai slăbuță. De exemplu, eu după ce am divorțat nu l-am căutat niciodată. Noi ne-am împăcat după un an, dar el în... Nu știu. Ok, nu, v-ați împăcat după un an? Ok, nu știu ce vreți să zică. Da, doamnă, fă un moderator să nu mai zic vorbe urâte. Tot acest timp a fost însurat și a făcut și un copil. Doamna Roxana, tot acest timp a fost însurat și a făcut și un copil. Nu știu întrebarea, cealaltă parte. Tot acest timp a fost însurat și a făcut un copil și dacă a făcut un copil, a lăsat copilul și să fie cu tine. Nu știu, mai ajută-mă. Ce...
că dacă o iubea, nu pleca 5 ani. Logic. Pentru unde este dracu să plece decât cu ea? Ce tot înjurați, nu vă place să vă uitați, ai răcit, sunt răcită, pentru că am spălat cu apă rece mâna, cu mâna. Am băgat mâna în apă rece, continuat câteva ore că am spălat salată ca să pun pe iarnă. Doamna mea, intrați la setări și puneți-vă moderator să vă ajut cu persoanele astea care vă atacă. Așa, despre ce vorbiți? Fostul dumneavoastră ține legătura cu fiul dumneavoastră? Nu, doamnă, nu ține legătura cu fiul meu, pentru că nu o lasă actuala. Faceți moderator, vă rog, apăsați pe poza mea, dați moderator, așa se face, vă rog, ce înjură. Eu sunt singură cu băiatul meu pe care l-am crescut singur, acum băiatul are N. Panorama, serios, fiindcă nu bărbat înșală vine femeia. Ai cam îmbătrânit, Panorama, așa, deci am văzut că se repetă un cuvânt, Panorama. El nu s-ar repeta dacă nu ar fi scris de cineva. Am văzut că e un bărbat. Acel bărbat, care, normal, tatăl, același lucru îi spunea mamei, Panorama, adu mâncare, nenorocită, cretină și așa mai departe, cuvinte urâte care nu pot fi propuse aici. Băiatul a crescut, pentru că un bărbat adevărat nu jignește. Un bărbat adevărat, împăcat cu sine, nu trage atenția la lucruri slabe, pentru că el nu îi crea din lucruri slabe, pentru că el e creat și crescut și adus dintr-un uter puternic a unei mame. Și el nu zice, curvo, nenorocito, muisto, panaramo, târfo, decât dacă mama lui a fost așa. Și atunci el crede că toate femeile sunt la fel. Aia sunt oameni care, dacă îi știți poza, trebuie să știți că sunt un pericol, în primul rând pentru ei. Și ei nu sunt bărbați. Ei sunt cel puțin pasivi, ca să înțelegeți ce spun. Și spun corect și asumat acest lucru. Pentru că un bărbat serios, în condiții, niciodată, și dacă îi dai 1 milion de euro, zice, auzi, eu nu dau, eu nu pun, și așa, pentru că dacă îi scriu la o femeie așa, fără să o cunosc, asta înseamnă că eu sunt lucrul ăsta. Dacă tu l-accepți să-l transmiți, e pentru că îl accepti, pentru că vine din tine. Eu niciodată nu o să spun lucruri și niciodată nu o să jignesc pe cineva, nici pe bani. Prefer să îmi înghit amarul, și să mai înghit de 5 ori saliva, cât tot mi-a venit, și să mor în desert întreg, decât eu, la rândul meu, să spun niște lucruri. Pentru că când tu spui curvă nenorocită, panaramă, târfă, tu vorbești de mama ta, care ți-a dat viață, care te-a înțărcat, mama ta. Băiețelul meu, dacă zici așa ceva, când va fi mai mare, sunt prima care mă tremură și l-am zdrobit. Că n-are rost să trăiască pentru societatea asta. Pentru ce să trăiască pentru societatea asta dacă copilul meu îi spune la aia altă curvă nenorocită, idiotă, cretină, târfă? Pentru ce să trăiască? Am eu nevoie să aduc asta pentru societatea asta? Cel puțin renunț la unul. Când eu devin un pericol pentru copilul meu, că am înnebunit sau am luat-o razna, prefer să mă anulez, să mă omor singură. Din momentul în care copilul meu devine un pericol pentru societatea asta, nu mi-l trebuie. Și punct. Luați ce vreți de aici și luați urgent. Nu se poate. Deci nu se poate. Nu se poate. O vorbit, l-am pleznit. Și dinții strâng și îi pun frumos. 1, 2, 3. Așa, dau 4, 5 declarații. Dacă cineva vrea să-l crească, îl dau. Și dacă el vine înapoi, înseamnă că îi punem dinții. Și când îi punem dinții, zic la doctor să apeți un pic mai sus. Te-a ieșit ceva din gură. Așa. Și nu se întâmplă nimic. Pentru că Biblia zice, nu curța, nu iaua. Pentru că acel copil îți aduce rușine, ocară și rușine în jur. Și punct. Eu decât așa, deloc. Atât tot. Continuăm. Așa că nu vă preocupați de asta. Bună, domniță dragă, nimeni nu este proprietatea nimănui, iar telefonul meu este un bun personal. Majoritatea relațiilor sunt aiurea, trăiesc, așa trăiesc toți. Da, așa este, doamnă. Îmi zice, ce mai caută unul cu unul care are amantă? Am parte doar de experiențe neplăcute în dragostea la 21 de ani, unul mă înșeală, altul mă blochează. Viorica, la 21 de ani, unul te înșeală, altul te blochează? Da? E foarte bine, pentru că tu încă mai ai de acumulat experiențe. Da? Pentru că dacă unul te înșeală și la 21 de ani la dracule știi atâta de repede, înseamnă că ești mamomida. Și dacă te
te înșeală, tu ai aflat și tot te deblochează, înseamnă că tu îi ceri înapoi făcându-ți rău. Și atunci ești un pericol tu, nu ei. Pentru că ei văd că tu ești permisibilă, deci tu permiți. Că dacă tu nu ai permite, ăia s-ar descălța, ăia ar bate la ușă, ăia ar cumpăra toate praf orhideile din lumea asta, așa, și pe urmă s-ar prezenta vieții tale. Înțelegi? Tu te ocărăști ca femeie. Și dacă tu te ocărăști ca femeie, nimeni nu trebuie să te respecte. Pentru că tu îi înveți pe bărbați și pe toți ceilalți de lângă tine cum să se comporte cu tine. Mă înțelegi? Deci lupta ta cu tine însă ți este pierdută. Nu da vina pe nimeni. Sunt femei care la 60 de ani mai de căsnicie nu știu că au fost înșelate. Și tu știi că ești înșelată și și blocată. Cum dracu ești pe tătie? Mama mi da. Și tot nu te-ai prins de ce? Amantul, amanta întreține căsnicia. Am înțeles. Bun. Că și noi avem nevoie. Numai să ne spuneți că așa e. Că ne aducem urgent. Ca să știi. Bă, ce e adevărat? Îmi zice, doamnă, doamnă, nu, găs, nu mă regresesc în toate, numai că noi acceptăm să ni se facă rău. Îi permitem să ne saboteze. Bineînțeles, doamnă. Ce tare, femeie. Dacă tu nu te respecti, ca femeie, un bărbat nu o să te respecte niciodată, nici după 50 de ani. Bineînțeles, doamnă. Îmi continuăm. Sunt foarte multe mesaje. Mulțumesc, doamna Roca, de trandafir. Am o întrebare. Soțul meu în trecut nu era de casă. Între timp am găsit pe altcineva. Foarte bine, doamnă. Doamne, ce noroc ai. Cel mai sigur este să fii singur. Astfel nu are cine să te înșele. Ai mamă... E bine să fii singur, pentru că nu, singur e una. E bine să fii în solitudine, adică tu cu tine însă, pentru că te poți crea, te poți reseta în tot. Cei ce vin și ne dau o lecție, ei practic au rămas cu o lecție în minus față de ei, în timp ce tu ai învățat din lecție. Nu ui că în viața ta nu o să vină un bărbat care nu o să te înșele. Nu ui că în viața ta nu o să vină un bărbat care nu o să-ți facă rău. Toți vin și mulți vin cu o lecție și alții vin cu o binecuvântare. Treaba e că în viața ta tu o să ai lucruri foarte bune care pe tine te ajută să mergi mai departe, pentru că în sufletul tău, în lucrul tău, sunt antidoturi care ți le-au lăsat. Da, sunt live, te ascult. Te cheamă omul ăla să vezi cum e acolo, cum e. Da, vin acum. Numai puțin că am niște oameni la lucru și mă cheamă pentru că să pun niște modele pe casă la mine și mă întreabă să văd cum... Mă întreabă să mă duc să le văd. Mă întreabă dacă am timp, bineînțeles, să mă duc să văd cum să le pună. Pentru că casa este construită după mintea mea, că vreau să dăinuie. Eu să mor, copilul meu să moară și casa mea să dăinuie. Că e făcută din 20 de columni imperiale. Adică e un fel de regat, casa mea. Și punct. Și nimic nu se face decât dacă eu spun. Punct. Cât trăiesc. Așa. Eu sunt stăpână. Nu sunt slugă. Sunt stăpână. Sunt sluga lui Dumnezeu. Atât. În rest, stăpâna mea. Soțul meu mă minte de fiecare dată. Mi-a promis că se schimbe. Ce să fac? Nu mai știu. Numai moartea îl schimbă. Acum vezi tu când se schimbă. Ai uite ce să-mi spui. Așa că dacă îl duce poliția, e bine. Dacă îl duce popa, nu mai vine înapoi. Vezi tu ce vreau să spun. Îmi zice, ești periculoasă. Arată-ne și nouă. Mai citesc două întrebări și mă duc. Arată-ne și nouă lucrarea. Am greșit mult cu ea și când am încetat am greșit mult cu ea și când am încercat să repar lucrurile. Domnule, când cineva vrea să repare lucrurile, primul lucru care îl face, citește Cartea Circulației, Biblia, și o citește de 3-4 ori. Și da, durează vreo o lună. După ce ai citit o Cartea Circulației, Biblia, tu știi ce reprezintă femeia. Femeia este un dar care te alege. Femeia este un cadou care Dumnezeu însăși l-a creat pentru bărbat. Bărbatul, cu cât se investește mai mult în femeie, cu atât femeia aia îi mai frumoasă, diamant, luminată, creștină, pozitivă, mamă, frumoasă femeie. Pentru că nu e un favor că îl faci femeie. A, uite cât a făcut pentru tine. Taci, că noi facem mai mult ca tine și toată viața o să facem. Că dacă ne dați un spermatozoid, vă aducem un copil. Înțelegi, tu mori, dar nu mor complet, că trăiești prin copilul tău. Noi suntem arhitectele acestei lumi și trebuie să vă intre asta în cap.